Dăm citire textului moțiunii intitulate Agricultura României este atacată de cel mai periculos dăunător, ministrul Adrian Nechita Oros. Domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, această moțiune simplă îndreptată împotriva domnului Adrian Nechita Oros nu este despre persoane, partide sau ideologii politice, ci este despre unul dintre cele mai importante sectoare ale activității economice din România, agricultura. Educația, sănătatea și agricultura reprezintă pentru țara noastră pilonii de bază ai societății. Ne-a dovedit-o istoria noastră seculară, dar mai ales ultimul an, în care am realizat cu toții mai mult decât oricând cât de importante sunt aceste aspecte în viața fiecăruia dintre noi. Din păcate, am avut marele ghinion ca aceste trei sectoare fundamentale ale statului român să fie în mâinile unor demnitari cu mari lacune în gestionarea politicilor publice aplicabile în sectoarele lor de responsabilitate. Iar unul dintre aceștia este actualul ministru al Agriculturii, Adrian Nechita Oros. Referitor la agricultură, se poate lesne observa că suntem într-o linie de criză accentuată, cauzată pe de o parte de seceta severă, care ne-a lovit în anul agricol 2019-2020, iar de cealaltă parte, incapacitatea actualului ministru de a elabora politici publice protective și stimulative pentru sectorul agricol și al industriei alimentare. Datele publicate de Institutul Național de Statistică privind contribuția agriculturii la scăderea economică din 2020 arată fără dubiu dezastru pe care l-ați produs. Agricultura a avut în 2020 două recorduri negative. Cea mai pronunțată reducere de producție dintre activitățile economice, minus 16,2% la valoarea adăugată creată, și cea mai mare creștere de prețuri, plus 10,5%. Domnilor guvernanți, țara are nevoie de hrană, iar fermierii au nevoie de susținere în momente de criză. Și fermierii sunt tot privați și tot plătitori de taxe la bugetul de stat, buget pe care l-ați măcelărit doar pentru interesele dumneavoastră de grup. Fermierii își strigă disperarea în stradă. Sunt executați de bănci și furnizorii de inputuri. Cu banii de subvenții și-au plătit arendele, iar acum nu au bani să înființeze culturile noi de primăvară. Unii dintre ei, pentru a trece iarna și a pune hrană pe masa copiilor, au început să-și vândă animalele, utilajele agricole sau chiar și pământul. S-a ajuns aici pentru că, așa cum ne arată realitatea momentului, ministrul Adrian Oros nu are experiența și priceperea necesară pentru a gestiona multiplele probleme ale agriculturii românești. A recunoscut-o chiar dumnealui încă de la începutul mandatului, atunci când ne-a anunțat cu stupoare că dânsul învață problemele agriculturii la minister. Iată că după 17 luni de guvernare nu ați învățat nimic, domnule Oros. Agricultura românească condusă de dumneavoastră traversează azi cea mai neagră perioadă, iar acest lucru nu a fost cauzat numai de pandemie sau secetă, ci mai ales de incompetența, amatorismul și mitomania de care dați dovadă. Cu alte cuvinte, este prea mare pălăria Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru capul dumneavoastră, domnule Adrian Oros. Și nu o spunem noi, ci o spun în cor fermierii români. Da, da, exact cei care, despre care spuneați în 23 decembrie 2020 la audierile pentru învestirea în funcția de ministru, că doar fermierii pot judeca activitatea dumneavoastră în funcția de ministru al agriculturii. Așa este, vă dăm dreptate și îi ascultăm pe fermierii care vă cer în stradă disperați despăgubirile de secetă promise și neacordate, care vă cer întregirea plafoanelor la ANT, înjumătățite de dumneavoastră anul acesta, care vă cer plata accizei la motorină aferentă anului 2020, trimestrul 3 și 4, care vă cer programe de sprijin pentru zootehnie, piscicultură, produse tradiționale și multe alte obligații legale pe care le aveați, domnule ministru, dar pe care nu le-ați onorat.
Sau nu contează pentru dumneavoastră aceste lucruri și îi catalogați din nou peorativ pe fermierii care își cer drepturile în stradă drept colindători, așa cum ați făcut cu cei din Asociația Forța Fermierilor, în fața cărora, măcar din respect pentru truda lor, ați fi putut să vă prezentați. Și azi nu vom vorbi despre ce ar fi trebuit să faceți, ci despre ce nu ați făcut, domnule Oros. Pentru că suntem siguri că ne veți înșira din nou ca răspuns la problemele ridicate în textul acestei moțiuni, minciuni deșarte de genul celor consacrate în cele 17 luni de mandat. O să plătim despăgubirile, avem bani în buget. O să susținem în continuare programele aflate în derulare. O să plătim integral ANT-urile. O să plătim acciza la motorină. O să susținem zootehnia. O să avem deficit de balanță comercială zero. O să aducem tinerii români expați acasă. O să facem salariu minim 3.000 de lei pe lună în agricultură. O să construim 8 depozite de colectare legume, fructe. O să. Rar ne-a fost dat să vedem atâta desconsiderare a unui ministru la adresa poporului român. Toate aceste promisiuni pe care a spus că o să le faceți la preluarea mandatului și pe parcursul lui s-au dovedit a fi doar minciuni. Acesta este motivul pentru care vă spunem în fața națiunii că sunteți un veritabil mitoman. Să le luăm pe rând și să analizăm rezultatele manageriale ale dumneavoastră, domnule Oros, care, bazându-ne tocmai pe declarațiile fermierilor, sunt falimentare. Plata despăgubirilor aferente culturilor calamitate în anul agricol 2019-2020. Conform evaluărilor făcute de MADR, la cultările de primăvară din 2020 au fost afectați de seceta severă peste 80.000 de fermieri și o suprafață de peste 1,2 milioane hectare teren arabil. Valoarea despăgubirilor necesare fiind de aproximativ 1 miliard de lei. În plină campanie electorală, anul trecut, nu a existat ieșire publică la care domnule Oros să nu le promiteți fermierilor că aceste sume vor fi cuprinse în legea bugetului de stat și decontate integral. Ba mai mult, chiar după depunerea pentru a treia oară a jurământului de credință față de țară și fermierii ei, le-ați dat asigurări că plătiți restul de 10% din despăgubirile pentru culturile de toamnă din 2019 și pe cele aferente culturilor de primăvară din 2020. Pentru ca mai zilele trecute, mai exact pe 18 martie 2021, să îi anunțați SEC că nu veți plăti despăgubirile promise pentru că nu v-au fost alocați banii necesari în buget, iar dumneavoastră nu aduceți bani de acasă pentru a vă ține de promisiuni. Domnule Oros, nu v-a cerut niciun fermier să aduceți bani de acasă, deși din formularea dumneavoastră înțelegem că ați fi avut suma necesară, ci doar să fi alocat sumele din buget pentru acest lucru. Dar cum să aveți bani în buget când chiar dumneavoastră, ministrul agriculturii, ați votat împotriva amendamentului de alocare a fondurilor necesare pentru plata despăgubirilor? Da, veți rămâne în istoria agriculturii țării ca singurul ministru care a votat împotriva fermierilor români. A susținut, alături de întreg partidul dumneavoastră și ceilalți membri ai monstruoasei coaliții din care faceți parte, că nu a fost indicată sursa bugetară și nu sunt bani la buget. Nimic mai fals. În nota de fundamentare a Ordonanței 16/2021, ați alocat suma de 1 miliard de lei, cât era necesar pentru plata despăgubirilor, din capitolul bugetar 80.01 Acțiuni Generale Economice, Comerciale și de Muncă, titlul 55, alte transferuri, aliniatul 55.01.46, transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat pentru operaționalizarea subprogramului Agro-IMM Invest. Domnule Oros, domnilor liberali, useriști sau plusiști, exact acest capitol bugetar a fost indicat drept una din cele trei surse de finanțare în amendamentul depus de PSD la legea bugetului de stat,
pentru acordarea sumei de 1 miliard de lei necesar decontării proceselor verbale de calamitate. Guvernați, nu mai mințiți țara. Cu alte cuvinte, în loc să sprijiniți în mod direct fermierii afectați de secetă, ați preferat să-i aruncați în brațele băncilor, îngroșându-le acestora din urmă profiturile și așa generoase făcute pe cărca contribuabililor români. Nu v-a interesat nicio secundă că mulți dintre cei peste 80.000 de fermieri afectați de secetă nu mai sunt bancabili, tocmai din cauza pierderilor suferite anul trecut și că nu se vor califica pentru accesarea acestor credite? Nu v-a interesat că peste 30.000 dintre ei, așa cum declară reprezentanții lor, nu vor avea posibilitatea înființării culturilor de primăvară din acest an, pentru că nu e așa, domnule Oro, sunteți ministru băncilor, nu al fermierilor. Ce alt exemplu mai bun că reprezentați interese contrare agriculturii românești? Ce alt exemplu mai clar că nu sunteți ministru fermierilor, ci al unor interese externe? Oho, sunt multe altele care vă dau de gol. Reabilitarea sistemului național de irigații și sprijinirea investițiilor private făcute de organizațiile utilizatorilor de apă pentru irigații reprezintă punctul 2 central asupra căruia nu v-ați aplicat aproape deloc în activitatea dumneavoastră. În cele 17 luni de când vă aflați în fruntea mea de re, ați reușit să blocați demararea unor noi investiții, fie prin tăierea bugetelor alocate, fie prin bulversarea activității instituțiilor cu atribuții în acest domeniu. Vă prezentăm datele statistice ale managementului dumneavoastră defectos într-un domeniu atât de important ca cel al irigațiilor. Programe principale din domeniul irigațiilor elaborate în mandatul dumneavoastră, domnule Oros, zero. Vă aducem la cunoștință pe această cale că toate programele de sprijin pentru îmbunătățirea sectorului de irigații din România au fost elaborate în perioada premergătoare mandatului dumneavoastră, respectiv Programul Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigații, aprobat prin legea 269/2015, cu alocare totală multianuală de 1,15 miliarde euro pentru perioada 2016-2020. Programul Apa Gratuită până la punctele de livrare, aprobat prin legea 133/2017, completată de legea 130/2018. Programul de investiții Canal Magistral Siret-Bărăgan, etapa 1, cuprinzând canalul pe zona acumularea Călimănești-Râmna, în lungime de 51,5 km, a fost aprobată prin OUG 4 din 15/2/2019, preluarea acestui obiectiv de investiții de către ANIF pentru efectuarea lucrărilor prevăzute în etapa 1. În 2018 fusese realizată o primă investiție în stația SRP 5 Hareț din amenajarea complexă Ruginești-Pufești-Panciu, care asigură nivel de apă pentru irigații în această amenajare prin preluarea apei direct din canalul Siret-Bărăgan, amplasată fiind la kilometru 5+200. Dacă cele expuse mai sunt, nu vă sunt cunoscute sau nu le recunoașteți, ne puteți contrazice și să ne prezentați la fel de punctual și dumneavoastră, domnule ministru, câte programe strategice în domeniul infrastructurii de irigații ați lansat în cele 17 luni de când sunteți ministru. Nu vă va fi foarte greu să faceți calculul, pentru că ați lansat fix zero programe. Asta este performanța dumneavoastră în sectorul infrastructurii de irigații. În cadrul PNRI, domnule Oros, în perioada 2017-2019 au fost puse în funcțiune 14 amenajeri de irigații. S-au deschis 47 de șantiere de lucru și pentru alte 43 au fost semnate contractele de proiectare. Vorbim aici de proiecte mature care au parcurs toate etapele unei investiții: DALI, CTE, PT, licitație sau contract execuție. Ne puteți spune dacă proiectarea etapei 1 din proiectul de investiții Canal Siret-Bărăgan a fost anulat în anul 2020 pentru că nu ați alocat fondurile necesare în bugetul ANIF? Nu vă chinui să căutați în memoria instituțională, pentru că avem răspunsul de la ANIF, care confirmă că nu ați alocat cele aproximativ 4 milioane de lei necesare și astfel licitația
a fost anulată. Dacă realizați, domnule Oros, proiectarea acestui proiect, care durează aproximativ 1,5 ani, un an jumătate, la un proiect atât de complex, acum puteți să introduceți finanțarea acestuia în mult lăudatul PNRR. Asta e, de fapt, singura dumneavoastră performanță ca ministru, pierderi uriașe pentru această țară. Toate obiectivele pe care le-ați inaugurat și le-ați pus în funcțiune în anul 2020, cu mari laude pe social media, nu sunt meritul dumneavoastră, domnule Oros, ci se datorează muncii depuse în mandatele anterioare ale celorlalți miniștri ai agriculturii, Daniel Constantin, Achim Irimescu și mai ales Petre Daia. Ați fi putut avea bunul simț măcar să precizați asta în textele postate pe Facebook. Dar aveți însă posibilitatea să prezentați țării și fermierilor cu date exacte câte proiecte de investiții noi au demarat și s-au finalizat în mandatul dumneavoastră. Și mă refer la parcurgerea integrală a etapelor unei investiții, de la DALI la recepție sau punere în funcțiune. Nu vă chinuiți din nou să căutați nici de această dată, pentru că vă spunem tot noi. În cele 17 luni de când sunteți ministru, zero investiții noi demarate. Fondurile europene destinate OOI-urilor prin cadrul PNDR, sub măsura 4.3, componenta irigației. Prin toate acțiunile pe care le-ați întreprins, ați compromis toate eforturile făcute în perioada 2017-2019 de folosirea banilor europeni pentru accelerarea reabilitării infrastructurii secundare de irigații. Realitatea vorbește de la sine. În perioada 2017-2019 au fost încheiate contracte de finanțare în cuantum de aproximativ 400 de milioane de euro, ceea ce reprezintă 88% din întreaga anvelopă financiară. Iar în 2020, sub mandatul dumneavoastră, domnule Oros, a existat o ultimă sesiune de depuneri cu o valoare totală de 43,7 milioane de euro, care reprezintă doar 9% din întreaga anvelopă financiară alocată, necontractată în integralitate nici până azi. Dar să vedem ce decizie performantă ați luat dumneavoastră în calitate de ministru al agriculturii. Ați tăiat alocările pentru sub măsura 4.3 irigații din anvelopa aferentă mecanismului de tranziție pentru perioada 2021-2022, arătând încă o dată că nu înțelegeți nimic din nevoile reale ale agriculturii românești. Știm că veți veni cu scuze puerile, că nu era timp pentru implementare, că veți finanța din PNRR aceste nevoi, dar nu uitați că suntem cu ochii pe activitatea dumneavoastră și că noi, toți cei care iubim această țară și agricultura ei, vă cunoaștem performanțele de negociere. Am văzut că în prima alocare din PNRR erau alocate la capitolul agricultură peste 6 miliarde de euro. Pentru ca dintr-un foc, domnul Ghinea de la USR să vă reducă alocarea la aproximativ 4 miliarde de euro. Numai că ce a uitat domnul Iohannis, Câțu și Ghinea să le spună românilor când au prezentat cu emfază alocările din PNRR, este tocmai faptul că aceste distribuiri de fonduri se raportează la o supracontractare de 130%, ceea ce înseamnă 38 de miliarde de euro, și nu la cea reală de 29,2 miliarde de euro cât a mai rămas României. Bazându-ne pe felul în care nu sunteți capabili să negociați, domnule Oros, ne așteptăm cu toții ca alocarea de 4 miliarde pentru agricultură să fie diminuată drastic spre 2 miliarde. Cât de altfel, cred că în discuțiile informale v-au anunțat domnii Câțu și Ghinea că va fi la nivelul negocierilor finale cu Uniunea Europeană. Și dacă tot vorbim de negocieri, să nu uitați, domnule ministru, să le spuneți fermierilor cât de bine ați negociat alocările pentru Politica Agricolă Comună 2021-2027, unde pe pilonul 2 investiții avem o diminuare bugetară de 1,2 miliarde de euro, de la 8,1 miliarde în perioada 2014-2020 la 6,9 miliarde în perioada 2021-2027. Și tot fermierilor să le spuneți că banii alocați pentru anii 2021-2022
cele aproximativ 3 miliarde de euro pe care i-ați anunțat în conferința din 18 martie pentru investiții sunt bani europeni din anvelopa programului viitor. Deci fermierilor români le vor mai rămâne la dispoziție pentru investiții în PNS doar 4,2 miliarde de euro. Asta ca să-i anunțăm noi realitatea că dumneavoastră cine știe ce îi mai mințiți. Evident că nu vă pasă despre acest aspect, că doar nu veți mai fi ministru atunci când se va aplica PNS-ul. Un al treilea punct din textul moțiunii vizează programele strategice de finanțare ale agriculturii. Pentru că tot aruncați mereu cu noroi în predecesorii dumneavoastră, trebuie să le aducem la cunoștință românilor capacitățile de elaborare a politicilor publice agricole pe care le dețineți. Un ministru performant după acest aspect trebuie să se ghideze și să fie evaluat. În noiembrie 2019 ați preluat zeci de programe funcționale gândite și implementate de foștii miniștri, împreună cu specialiștii din minister. Programe care ofereau sprijin real tuturor sectoarelor și care puteau face din agricultura românească una dintre cele mai performante din întreaga Uniune Europeană. Nu o să le enumăr pentru că fermierii români știu foarte bine că nimic din ce se finanțează azi în agricultură nu vi se datorează dumneavoastră. Cum știu foarte bine și că multe dintre aceste programe le-ați desființat doar din dorința cinică de a arăta cu orice echip că predecesorii dumneavoastră nu au făcut bine. Dar nu ar fi mai corect să ne spuneți ce ați făcut dumneavoastră, concret, cu subiect și predicat? Sau ne puteți prezenta, domnule Oros, măcar un program pe care l-ați gândit și pus în practică dumneavoastră și echipa pe care o conduceți? Suntem siguri că nu o voți putea face. Ați fi avut șansa aceasta prin punerea în aplicare a legii 236/2020, care a fost inițiată de dumneavoastră și alți 61 de colegi liberali și care trebuia să intre în vigoare la 1.1.2021. Era o lege bună pentru fermieri, pentru că prevedea acordarea unui sprijin maximal de 20.000 de euro per beneficiar per an pentru cei care își procesează materia primă în țară. Ați fluturat-o împreună cu colegii dumneavoastră peneliști pe la toate adunările electorale din țara aceasta. Și ce ați făcut cu ea când ați ajuns ministru al agriculturii? În celebra noapte de Revelion 31-12-2020, ați amânat termenul de intrare în vigoare al acestei legi până anul viitor. Sau cine știe, până când nu veți mai fi ministru. Pentru că suntem siguri că atunci când nu veți mai fi ministru, veți cere aplicarea ei imediată. Intrați din nou în istorie, de data aceasta a ipocriziei politice, cu performanța unică de a vă amâna propria lege inițiată ca parlamentar, în calitate de ministru care trebuia să o aplice. Pentru că în activitatea dumneavoastră nu vă preocupați decât de interesele personale și de răsplătirea camarilei politice care v-a uns ministru, ați urzit un plan malițios de nenorocire a structurilor din subordine. Luăm doar un exemplu, acela al unei instituții Fanion pentru accesarea banilor europeni din România, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Sub pretextul punerii în aplicare a codului administrativ, în loc să lucrați la elaborarea unor programe de sprijin pentru fermieri și să vă ocupați de problemele reale ale agriculturii acestei țări, sunteți angrenat cu tot angajamentul în elaborarea unei ordonanțe de urgență pentru reorganizarea AFIR. Nu am contestat dreptul dumneavoastră de a reorganiza activitatea acestei instituții, dacă ați face-o pe bază de eficiență, dar cunoaștem îndeaproape că adevăratul motiv este doar schimbarea tuturor angajaților care ocupă prin concurs funcțiile de conducere și nu sunt membri PNL. Vreți să arătați încă o dată că niciun domeniu care funcționează bine nu poate scăpa neatins de flamura așa zisei performanței dovedite numirile făcute de animalele politice ale PNL la apele române. Iată că vine rândul și instituțiilor din cadrul MEADR să cadă victimele specialiștilor galbeni.
Cunoașteți, domnule ministru, ce implicații are o astfel de reorganizare a unicei instituții din România care gestionează FEADER? V-ați gândit că poate noua structură își va pierde acreditarea? Că sistemele de plăți raportate la autorizare, efectuare și contabilizare către Comisia Europeană pot fi blocate cel puțin 6 luni și nicio plată nu va mai fi autorizată de către Comisie? Evident că nu. Nu în ultimul rând, domnule Oros, legiferați pentru fermierii români, nu pentru cei străini, pentru că pe lângă multele promisiuni neonorate, de fiecare dată când apăreți public, domnule Oros, reușiți să semănați doar panică în rândul fermierilor români. Fie că vorbim despre creșterea animalelor în gospodăriile populației, celebrul lor din 24/2021, pe care când îl promovați, când îl ascundeți, fie că vorbim despre vânzarea terenurilor sau despre desfășurarea seculară a activității agricole de către țăranul român, de fiecare dată când ieșiți public să anunțați ceva, agricultura României fierbe. Și nu din cauza faptului că nu faceți nimic pentru acest sector atât de important, ci pentru simplul fapt că tot ceea ce spuneți și faceți este îndreptat numai împotriva fermierilor. I-ați jignit constant, numindu-i vânători de subvenții, hoți sau profitori, punându-le astfel o ștampilă nemeritată pe chipurile lor brăzdate de soare, de secetă sau nevoi. I-ați acuzat că fraudează programele de sprijin. Le-ați spus tinerilor noștri că nu vor mai putea face agricultură decât cei care o fac din tată în fiu, descurajându-i și pe aceia care chiar iubesc glia strămoșească să se apuce de această nobilă activitate. Acum, domnule Oros, loviți din nou. Vreți să legiferați din nou vânzarea bucată cu bucată a terenului rămas în proprietatea noastră a românilor, prin propunerea legislativă de modificare și completare a legii 17/2014. Această nouă propunere legislativă a dumneavoastră și a useriștilor plusiști, care instituie o nouă ordine de preemțiune, precum și o nouă procedură la cumpărarea terenurilor, dezavantajând fermierii români, constituie un act de trădare națională și exprimă un grad îngrijorător de degradare morală a actualei monstruoase coaliții care ne guvernează țara. Vă atenționăm, domnilor guvernanți, că prin golirea de conținut a legii vânzării terenurilor veți da frâu liber din nou speculei cu terenurile agricole. Domnilor guvernanți, studiul Amploarea fenomenului de acaparare a terenurilor agricole în UE, elaborat de Parlamentul European, arată că în România până la 10% din suprafața agricolă a ajuns în posesia unor investitori străini din afara UE și alte 20-30% sunt controlate de investitori din UE. În Timiș, o treime din suprafața agricolă a județului este în proprietatea unor cetățeni străini care au primit credite avantajoase de la statul lor pentru a putea cumpăra pământ românesc. Dar și mai grav, în România, în ultimii 10 ani, și-a făcut apariția o nouă categorie de investitori, neimplicați în mod tradițional în sectorul agricol, alcătuită din traderi individuali, fonduri de investiții, prin care unele dintre cele mai mari fonduri de pensii și de asigurări din Europa și societăți cu capital privat care acaparează terenurile agricole din extravilan. Dumneavoastră, domnule Oros, domnilor liberali, useriști sau plusiști, nu mai doriți ca glia strămoșească să rămână a românilor? Vedem că nu doriți, trădătorilor de neam. Sperăm să nu mai apucați să vindeți și ultima bucată din pământul românesc. Dacă vă interesau cu adevărat investițiile străine, nu vă ocupați de vânzarea terenurilor, ci de atragerea investitorilor în prelucrarea produselor agricole în țară și reducerea importurilor de alimente, așa cum ne-ați mințit din nou în programul de guvernare. În 2018, domnilor liberali, ați depus moțiune simplă împotriva ministrului Petre Daia, legată de gestionarea răspândirii pestei porcine africane în România. I-ați reproșat atunci vrute și nevrute că nu e medic veterinar și nu știe ce măsuri să ia, că nu a făcut ce trebuie, că nu e specialist, că sacrifică porcii preventiv, că pune în pericol creșterea porcului în România.
una mai falsă decât alta. De ce spunem asta? Pentru că în noiembrie 2019 l-ați uns ministru pe marele specialist Adrian Nechita Oros, medic veterinar, prorector la USAMV Cluj-Napoca, ce să mai, salvatorul porcului din România. Ce a făcut domnul doctor Oros din funcția de ministru pentru combaterea pestei porcine africane? Nimic. Zero măsuri. Nu participări la ședințele Centrului Național de Combatere a Bolilor. Nu plan de măsuri de combatere a PPA. Nu acțiune de prevenire și combatere, de informare, de negocieri cu Comisia Europeană pentru a scoate țara din blocajul cauzat de pestă. Numai în ianuarie și februarie 2021 au apărut focare în 7 complexe specializate în creșterea suinelor, cu afectarea unui efectiv de peste 200.000 de capete. Cu toate măsurile de biosecuritate din lume, virusul criminal tot și-a făcut apariția. Pe baza acestor evenimente, specialistul Oros a găsit soluția salvatoare, interzicerea creșterii unui număr mai mare de 5 porci în gospodăriile țăranilor și interzicerea comercializării lor. Zice că sunt doar pentru consum propriu, iar dacă vrei să vinzi, trebuie să respecti condițiile de siguranță sanitar-veterinară pentru a limita răspândirea PPA. Haideți, domnule Oros, să ne folosim logica elementară. Dacă în complexele comerciale cu cele mai moderne sisteme de biosecuritate existente în lumea asta a apărut pesta porcină africană, credeți că în gospodăriile țărănești s-ar preveni acest lucru prin limitarea numărului la 5 porci de consum? Credeți că dacă ar implementa țăranul în gospodăria sa cerințele acelea banale de minimă securitate pe care îi impuneți la un număr de peste 5 porci sau la vânzarea lor, nu ar mai intra pesta porcină la el în gospodărie? Nici noi și nici gospodarii acestei țări nu credem asta. Ci credem un singur lucru, doar că aveați nevoie de un țap ispășitor care să vă acopere incompetența, veșnicul țăran român. Și mai credem, cunoscându-vă ura pentru fermierii mici și nefiscalizați, că vreți să distrugeți în totalitate gospodăria țărănească și toată, dar absolut toată hrana acestui popor să fie cumpărată din supermarket cu proveniență din import. Ați dormit 17 luni de zile la post și acum le veți arunca în brațe celor de la ANSVSA răspunderea pentru incompetența dumneavoastră. Așa cum ne-am obișnuit deja, domnule Oros, veți minți din nou în fața națiunii. Veți arunca din nou vina pentru extinderea pestei porcine africane pe samsarii de porci sau mai știi pe cine. Apropo, ați prins măcar unul? L-ați deferit justiției? Evident că nu, dar mitoman cum sunteți, vă e mai ușor să ne mințiți în față. Halal ministru, jalnic demnitar. Ne uităm la voi, domnilor liberali, useri sau plusiști, parcă sunteți toți făcuți de o mumă. Sunteți fără suflet, fără empatie, fără grijă de semeni. Doar voi, pentru voi. Le-ați închis țăranilor târgurile, le-ați închis piețele și i-ați trimis să-și vândă amarul de produse pe trotoare în plină iarnă. Acum îi interziceți bietului țăran român să-și crească și să-și vândă animalele din gospodărie pentru a putea trăi, nu pentru a se îmbogăți ca voi. Și asta doar pentru a vă ascunde incapacitatea dovedită de peste 17 luni de când guvernați catastrofal țara. Le-ați tăiat programele de sprijin, promițându-le pentru a nu știu câta oară luna de pe cer. Credeți că țăranul român vă va uita, domnule Oros? În niciun caz. Și țineți minte că atunci când veți mai merge să le călcați pragul gospodăriei, vă vor primi cu bâtele, în niciun caz cu pâine și cu sare. În încheiere, vă spunem doar atât, domnule Oros, că munca în agricultură nu e la patru ace, cu batistuța galbenă apretată la piept. E cu sudoare, cu neliniști, cu griji, cu mâini crăpate, cu lacrimi uscate pe obrajii triști, dar mai ales cu sufletul de glia strămoșească.
Dumneavoastră oare aveți sufletul legat de glia acestei nații? Sau l-ați vândut pe doi arginți intereselor celor care își doresc distrugerea agriculturii românești? Răspunsul îl știu toți fermierii, producătorii și agricultorii români. Prin tot ceea ce ați făcut, domnule Oros, demonstrați că sunteți cel mai mare dăunător al agriculturii românești. Iar pentru salvarea agriculturii României, plecarea dumneavoastră din funcția de ministru este cel mai bun tratament antidăunători. Mulțumesc!